Programul de restaurare a clădirilor din centrul istoric se derulează cu bani de la bugetul local, dar conform unui regulament care implică și contribuția proprietarilor la dezvoltarea zonei. Astfel, primăria a elaborat norme care prevăd toate criteriile pe care trebuie să le respecte cei care se vor înscrie în competiție. Departajarea se va face în funcție de destinația imobilului, numărului de locuri de muncă pe care le va crea proprietarul și valoarea investițiilor realizate din fonduri proprii în clădirea respectivă. Cel mai mare punctaj se acordă celor care vor desfășura aici activități de alimentație publică, așa că dacă vor respecta regulamentul concursului, toți proprietarii de clădiri, peste câțiva ani în centrul istoric va fi plin de terase și restaurante. Proprietarii imobilelor îmbrățișează ideea autorităților, mai ales că mulți nu își permit să susțină o asemenea investiție. Ne-am bucurat foarte mult dacă am putea să fim ajutați de primărie sau de cine, mă rog, poate să ne ajute, pentru că nu prea avem bani. Eu sunt bolnavă cu probleme destul de grave și toți banii s-au dus în sănătatea mea și nu avem posibilitate să renovăm fațadele. Dacă eventual nu am o sumă de, voi face împrumut. Dar voi face clădirea să rămână la copii și copiii copiilor noștri. Să rămână parcurs. Deci sunteți dispus să contribuiți cu o sumă de bani? Da, și cu o sumă de bani cât îmi permite buzunarele. Și ei sunt de acord că centrul vechi are nevoie de localuri de tot felul care să atragă oamenii în această zonă. Eu aș dori ca centrul ăsta să fie așa cum a decis domnul Vâlcov. Uite, vin oameni care vin de la țară, judecătorie, tribunal, să aibă unde să se vească și să mănânce. O ospătărie nu există. Fiecare să aibă câte ceva. O ceinerie. Unde vedeți? Vedeți mai băuturi. O familie de pe strada Mihai Eminescu se gândește ca după restaurarea clădirii să redeschidă cofetăria pe care a avut-o în centrul vechi. Avem aparatura, în orice moment, dacă ar fi, ne-am gândit și la o soluție de aceasta, că încă n-am vândut nimic și ne-ar plăcea foarte mult ca să fie un centru așa cum este în toate orașele din țară, frumos și cu clienți și cu, da, cu oameni mulți, da, ne-ar plăcea. La concurs nu vor putea participa clădirile care au nevoie de lucrări de consolidare, reparații la acoperiș sau subsol, decât dacă proprietarii își vor asuma în scris obligația să efectueze aceste intervenții. Competiția se va desfășura în fiecare an în limita fondurilor de la bugetul local.